Bună dimineața! Am să încep cu o poveste din Anglia, unde locuiesc de câțiva ani. Povestea asta are loc în anul 1907, cu ceva timp înainte să ajung eu acolo, la un târg de animale de lângă Plymouth. La târgul acesta venise un fermier cu un taur, care s-a gândit la următorul concurs. Pentru 6 pence, oamenii pot ghici greutatea animalului pe un cartonaș. Iar persoana cu răspunsul cel mai apropiat de cel corect urma să câștige un premiu. La târg se afla și un statistician pe nume Francis Galton, întâmplător, verișor de-a lui Charles Darwin. Și ca un statistician adevărat, acesta a zărit imediat prilejul de a analiza niște date interesante. Așa că l-a convins pe fermier să-i împrumute cele 800 de cartonașe completate de oameni. Galton a descoperit ceva surprinzător. Făcând media estimărilor scrise de oameni pe cartonașe, a obținut o greutate foarte aproape de cea reală a animalului, 543 de kilograme. Acest fenomen se numește înțelepciunea mulțimilor, iar secretul său constă în diversitatea răspunsurilor. Ca și în viață, participanții din Plymouth au avut prejudecățile lor. Unii au subestimat greutatea taurului, iar alții au supraestimat-o. Atâta timp cât participanții nu se influențează unii pe alții, erorile se anulează când facem media și obținem un răspuns foarte aproape de adevăr. Înțelepciunea mulțimilor apare așadar atunci când avem răspunsuri independente și diverse. Totuși, acesta nu este un model realist pentru cum se desfășoară dezbaterile importante dintr-o societate. În primul rând, suntem ființe sociale. Modul în care fiecare dintre noi interpretează lumea este influențat de ceea ce spun și cred oamenii din jurul nostru. Iar asta înseamnă că nu suntem independenți. În al doilea rând, fiecare dintre noi preferă să interacționeze cu oameni care ni se aseamănă. E mai plăcut să vorbești cu cineva care votează la fel ca tine, care susține aceeași echipă de fotbal și care are preocupări similare în timpul liber. Rezultatul este că mulți dintre noi ajung să reducă numărul de interacțiuni cu cei diferiți. Și așa se ajunge la medii unde diversitatea opiniilor lipsește. Întrebarea mea de astăzi este următoarea. Într-o lume în care oamenii se influențează constant unii pe alții și în care oamenii preferă pe cei similari lor, putem oare avea o înțelepciune a mulțimilor? Eu am obținut recent doctoratul la Oxford în matematică aplicată, așa că modul în care eu mă gândesc la astfel de întrebări este unul științific. Mai exact, cercetătorii ca mine formulează modele matematice, simplificări ale lumii reale care cuprind câteva aspecte esențiale dintr-un fenomen sau un obiect. Ok. Dacă nu v-ați imaginat avionul de hârtie, este aici în față. În ciuda simplității sale, acest avion de hârtie surprinde câteva elemente cheie ale unui avion real. Aripile, coada, forma aerodinamică ce l-ajută să zboare. Un model matematic este similar în sensul că este și acesta o aproximare a lumii reale, doar că de data asta printr-un șir de reguli și de ecuații. Și aici revin la cum modelăm un grup de oameni și modul în care aceștia interacționează. Pentru asta folosim o structură care se numește rețea socială, cum e cea din desen. Un segment care conectează două persoane indică faptul că acestea se cunosc și interacționează în mod frecvent, fie în cadrul unor platforme online, precum Facebook sau Instagram, fie, să sperăm, și în viața reală. Și aici revin la modul în care opiniile se răspândesc printr-o societate.
Există zeci de modele matematice care descriu acest proces, dar majoritatea includ două mecanisme de bază. Primul mecanism este evoluția opiniilor. În general, oamenii adoptă viziuni similare celor din jurul lor, pentru a păstra armonia în grupul lor social. Al doilea mecanism este evoluția rețelei în sine. Oamenii preferă interacțiuni cu cei care le împărtășesc opiniile, așa că taie contactul cu anumite persoane și formează legături cu persoane noi. Să vă arăt cum funcționează asta într-un exemplu. Avem aici, să zicem, o rețea de liceeni care sunt conectați între ei prin relații de prietenie. Și în această lume imaginară există două formații de succes printre tineri. Să le spunem AC/DC în culoare albastră și Rolling Stones în culoarea roșie. Inițial, preferințele elevilor sunt împărțite aleatoriu între cele două. Dar, pentru că e vorba de adolescenți, fiecare din ei poate fi influențat de prieteni. Mai exact, în modelul nostru, fiecare persoană tinde către opinia majoritară a celor pe care îi cunoaște. De exemplu, acest băiat inițial preferă Rolling Stones, dar pentru că toți prietenii lui ascultă AC/DC, opinia lui se schimbă. Rețeaua se schimbă și ea. Se leagă prietenii noi între fanii aceleiași trupe și se slăbesc relațiile de prietenie între persoane cu opinii diferite. Acest exemplu ilustrează așadar cele două mecanisme. Evoluția opiniilor, adică preferințelor muzicale, și evoluția rețelei, adică relațiilor de prietenie. Rezultatul final în acest exemplu e o separare a rețelei în două grupuri cu opinii diferite, iar acest fenomen se numește polarizare. Și poate că polarizarea nu e o problemă atunci când vorbim de preferințe muzicale, dar aceasta poate fi cu adevărat nocivă când dezbină societăți întregi. Eu locuiesc în Anglia, deci când mă gândesc la polarizare, mă gândesc automat la Brexit. La Oxford am cunoscut o singură persoană care își dorea ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană. Iar mulți prieteni mi-au mărturisit același lucru, că știu foarte puțini oameni care sunt pentru Brexit. Mai multe studii au confirmat existența polarizării cu privire la Brexit în rețelele online de socializare, cum e Instagram, ca și în această imagine. Și ce se întâmplă în această imagine e că avem două tabere cu opinii complet diferite și cu foarte puțină comunicare între ele. Momentan nu există un singur model matematic care să explice exact cum apare polarizarea în grupurile de oameni. Se pare că e mult mai ușor să modelezi un avion. Însă totuși putem trage niște concluzii. Aceste rețele invizibile despre care am tot vorbit au o putere imensă asupra opiniilor dintr-o societate. Cu toții suntem influențați de cei cu care interacționăm, fie că ne dăm seama, fie că nu. Și așa că e important să ne expunem unor perspective cât mai diverse, pentru că toți acești oameni cu care interacționăm au prejudecățile lor. Ce înseamnă asta în mod concret? Primul pas este să creăm punți de legătură către comunități cu opinii diferite de ale noastre. Eu locuiesc în Londra și în drum spre casă traversez podul din imagine, unde se adună în fiecare zi aceleași 5 persoane fără adăpost. Aș spune că, în general, serviciile sociale din Londra, din Anglia, sunt bine finanțate. Însă tot povestind cu Christy, una din femeile de pe pod, mi-am dat seama că încă sunt foarte multe probleme. Mi-a mărturisit, de exemplu, că atunci când era dependentă de droguri, primea mai mult ajutor din partea consiliului local decât în momentul de față. Prin astfel de conversații, am putut înțelege mai bine situația celor care,
oamenilor fără adăpost din orașul în care locuiesc. Cu toții avem prilejul de a ieși din confortul bulei noastre sociale și de a crea astfel de legături cu persoane noi. De exemplu, vorbind cu oamenii care vând legume în piață sau dedicând câteva ore acțiunilor de voluntariat sau pur și simplu citind surse de știri care fac mai mult decât să ne confirme ideile noastre preconcepute. Pasul numărul 2. Odată ce am creat aceste punți de legătură, e important ca acestea să nu rămână superficiale. Așadar, trebuie să acceptăm să ni se schimbe opinia atunci când e cazul. Vă propun următorul exercițiu. Când ajungeți acasă, la finalul zilei de astăzi, gândiți-vă la un moment când v-ați schimba părerea cu privire la ceva important. Fiți recunoscătoare persoanei, articolului din ziar sau cărții care v-a influențat în felul acesta. Societatea are nevoie de oameni care sunt capabili să-și schimbe punctul de vedere atunci când apar informații noi. În cazul meu, am crezut până recent că acordurile de comerț între țări, care reduc taxele vamale, aduc numai beneficii. Însă, citind cartea din imagine, am înțeles mai bine că astfel de acorduri avantajează megacorporațiile în defavoarea oamenilor de rând și a mediului înconjurător. În încheiere, vă spun un secret. Să ne expunem oamenilor cu opinii diverse e benefic nu doar pentru societate, dar și pentru noi înșine. 7 noiembrie 2016. Pagina mea de Facebook era plină de postări scrise de prietenii mei americani. Cu toții erau entuziasmați de alegerile pentru președinte, ce urmau să aibă loc a doua zi, iar mulți vedeau ca inevitabilă victoria lui Hillary Clinton. O prietenă își pregătise haine de culoare albă, în onoarea celor care cu 100 de ani în urmă au luptat pentru dreptul de vot al femeilor. Se aștepta și ea ca Hillary Clinton să câștige. Printre toate aceste postări optimiste, văd un articol scris de un amic doctorand de la Oxford pe nume Vuk. Vuk fondase o firmă de analiză politică, Oraclum, iar mesajul lui era surprinzător. În urma unor sondaje, cei de la Oraclum prezic că Donald Trump va câștiga alegerile. Asta în contextul în care toate modelele consacrate din America dădeau prezicerea opusă. Țin minte cum am simțit în momentul respectiv. Deranjată că postarea lui Vuk strică nota pozitivă care domina pagina mea de Facebook. Pe urmă m-am convins că oricum sondajele lor au avut răspunsuri puține, deci probabil că prezicerea lor e incorrectă. Practic, fără să-mi dau seama, mintea mea a respins informații care veneau în contradicție cu opiniile mele. Desigur, știm cu toții ce s-a întâmplat. Vuk și colegii lui de la Oraclum au făcut prezicerea corectă. Iar în ultimele minute vreau să vă spun care e secretul lor. Mai toate sondajele electorale întreabă un eșantion de oameni cu cine intenționează să voteze și pe urmă calculează procentajele pentru fiecare candidat. Cei de la Oraclum pun 3 întrebări fiecărui participant la sondaj. Cu cine intenționează să voteze? Ce procentaje prezic că va obține fiecare dintre candidați? Și ce procentaje cred că ar prezice grupul lor de prieteni? Partea cheie este următoarea. Răspunsurile participanților care sunt izolați în rețeaua socială au o pondere mai mică în estimarea finală, pe când răspunsurile celor care sunt expuși unor opinii diverse au o pondere mai mare. Altfel spus, oamenii mai bine conectați au informații mai precise despre preferințele alegătorilor, așa că modelul nostru le acordă prioritate mai mare. Această metodă îi ajută pe cei de la Oraclum să obțină răspunsuri foarte precise cu un eșantion restrâns. Doar 445 de persoane
au răspuns sondajului lor din 2016. Acest exemplu ne arată că oamenii expuși unor perspective diverse cunosc lumea mai bine. Înțelepciunea mulțimilor depinde de abilitatea oamenilor de a răspândi ideile bune prin societate. Iar rolul acesta nu aparține doar experților, jurnaliștilor sau celebrităților. E rolul fiecăruia dintre noi de a crea punți de legătură către comunități cu viziuni și experiențe de viață diferite de ale noastre. Vă mulțumesc!